Două tineri au ajuns cu răni grave la spital după ce au fost implicate într-un accident feroviar în comuna Albești, în apropierea haltei Zlătunoaia. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul gărzii de intervenție Trușești și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Odată ajuns la fața locului, pompierii militari le-au găsit pe cele două tinere de 16, respectiv 19 ani, încarcerate. Din cauza rănilor suferite, cele două tineri au fost transportate la spital de echipajul SMURD. Șoferul însă, un tânăr de 23 de ani, a refuzat transportul la spital. După evaluarea celor 47 de persoane aflate în tren, a mecanicului, conductorului și șefului de tren, autoritățile au constatat că niciuna nu a avut de suferit în urma impactului.